Federațiile sindicatelor din învățământ anunță organizarea mai multor acțiuni de protest la nivel național până la finalul lunii martie 2023. În județul Hunedoara, astăzi, la ora 13, a avut loc comisia paritară de la nivelul ISJ Hunedoara, în care sindicaliștii și-au prezentat nemulțumirile, privind în special neaplicarea legii salarizării nici după 5 ani de la adoptarea acesteia, sperând ca mesajul lor să fie transmis mai departe la minister. Prefectura, în schimb, i-a anunțat pe liderii de sindicat că ședința Comisiei de Dialog Social nu se va mai ține în 17 martie, cum fusese stabilit, ci la o altă dată, luna viitoare. Legea devia aplicată, nu mai spunea povestea cu Viorica Dăncilă, 1 septembrie 2020, cum a fost negocierea și cum s-a stabilit. Pe legea 153 trebuia să fie aplicată 31 decembrie 2022. Nu e aplicat. Premierul a promis 2 săptămâni în care va corecta salariile la nedidactic, a trecut o lună, nu s-a întâmplat nimic. Conform programului de proteste, liderii sindicatului din învățământul preuniversitar din județul Hunedoara au solicitat prefectului o întâlnire în cadrul Comisiei de Dialog Social pentru ca acesta, la rândul său, să transmită la guvern problemele din învățământul hunedorean. Luna aceasta a avut o Comisie de Dialog Social, dar noi am cerut o comisie sectorială pe învățământ, special la care să fie invitați și parlamentarii locali, am cerut să fie vinerea, ca altfel nu sunt parlamentari acasă. Domnul prefect, având în vedere situația în care ne aflăm și prezentul și viitorul. Și domnul prefect mi-a spus că asta este oportunitatea, că eu nu discut legea educației atâta timp cât ea încă în guvern. Domnul prefect, n-aș citi materialul, puneți un consilier să vizitească, că nu are niciun prim, nici mânecă cu legea educației. Noi vă spunem de starea tensionată, noi vă spunem de salarii, noi vă spunem de situația care este în momentul de față, explozivă. Da, am citit, o să vă comunicăm data și de atunci aștept să-mi comunice data. Trebuia să fie vineri în 17, dar nu va fi. La rândul său, prefectul Călin Marian declară că a anulat Comisia de Dialog Social din data de 17 martie, deoarece legea învățământului este încă în dezbatere la guvern, dar se va întâlni cu sindicaliștii luna viitoare. Am rugat sindicatul din învățământ să avem discuții pe subiectul nemulțumirilor sindicale, că sunt de natură salarială sau sunt de natură a precizărilor din legile învățământului, să aceste discuții să le facem după ce vor trece legile învățământului prin guvern. Legile învățământului sunt în primă citire la nivel de Guvernul României, iar după aprobare și sperăm că în prima miercuri din aprilie, cum stabilim în fiecare lună Comisia de Dialog Social, să punem pe tapet și discuția respectivă. Miercuri 22 martie, angajații din învățământul hunedorean vor picheta prefectura județului Hunedoara.